Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Republica Fantastică România la Europa FM. O afacere totalmente bizară pe bani publici, chiar și pentru standardele destul de scăzute de onestitate când vine vorba de primari și banii publici în România, la sectorul 5 din capitala patriei noastre. În mandatul fostului primar Daniel Florea, primăria a adunat în 4 ani facturi de 30 de milioane de euro pentru utilarea și întreținerea unui patinoar inexistent, care în principiu ar fi trebuit să aibă o suprafață de, țineți-vă bine, un hectar, peste 10.000 de metri pătrați. Mai înainte de patinoar, primăria a cumpărat însă diverse materiale secundare la prețuri uriașe. Toată ciudățenia a fost investigată de publicația Buletin de București, care a aflat că afacerea s-a derulat prin Economat Sector 5. De la o firmă de casă au fost luate produse cu un adaos comercial și de 1.000%, produse pe care apoi le-a vândut mai departe către o altă instituție subordonată primăriei sectorului 5. A fost acolo o suveică și un carusel de nedescris. Deci, practic, în cele din urmă, o instituție a primăriei a făcut profit pe seama unei alte instituții a primăriei, totul pe bani publici, evident, pe niște obiecte și servicii totalmente inutile. Și mai mult, povestea a durat vreo 3 ani, chiar mai mult, între 2016 și 2019. Aceste achiziții, cum spuneam, au fost făcute pe un lanț de cel puțin 4 intermediari care au umflat prețurile la fiecare pas. De exemplu, sunt mai multe exemple, am luat câteva. Primăria a cumpărat, și să nu râdeți, 56 de urși și 56 de pinguini cu patine. Dar nu, sunt figurine. A? La urși puteau să ne ia pe noi. Mergeam gratuit, nu era nicio problemă. Sunt, da, sunt figurinele acelea. Copiii se țin de figurinele astea când învață să patineze. Uh-huh. Se pun pe... Uh-huh. Și când ai un patinoar de un hectar... Chiar îți trebuie urși ca lumea. 112 figurine, deci 112. Da. Bun, obiectele astea au început de la prețul de 295 de euro bucata, adică vreo 1300 de lei în 2016, și prețurile au crescut așa. De la 1300 la 17.000 de lei la al doilea intermediar. Apoi la 18.000 la următorul, bucata de urs sau pinguin, 295 de euro la început, 3900 de euro bucata la final. Păi să tot face afacerea așa, știi? Bani publici. Au mai fost cumpărate peste 4.000 de perechi de patine. Patine de gheață. Modelul respectiv costă la producător 240 de lei. Economat Sector 5 le-a cumpărat cu 1000 de lei perechea. Stai puțin, că nici nu puteau să le ofere niște ieftineli. Eu cred că pe asta se bazează toate licitațiile astea. Nu puteau să le vândă niște ieftineli. Da, să le vândă. Adică nu, știi ce ai luat? Am luat ceva de 240 de lei. Hai mă, ce n-ai bani? Nu, da. Nu dă bine. Mai pune, de 5 mai ori pune. Mai mult. Da. 4 ori mai mult. Patinoarul, unde-i patinoarul? Da, patinoarul se intră direct din autostrada suspendată, da, exact. Cred. Patinoarul nicăieri. Deși pentru el, cum ați văzut, s-au cumpărat mii de patine, urși, pinguini și așa mai departe. În 2018 a fost luat totuși și patinoar artificial, 10.700 de metri pătrați de patinoar artificial. O suprafață cât 3 sferturi din parcul Cismigiu, dacă vreți să înțelegeți cam la ce ne referim. Nu există atâta spațiu liber la un loc în niciun parc din sectorul 5. Nu poți să-l montezi nicăieri. L-au pus pe alei, probabil. Da. Și atunci primarul s-a gândit să facă nu unul, ci 5 patinoare prin parcurile sectorului. Însă toate acestea, unde voia el atunci să le facă, nu ar fi adunat nici măcar jumătate din suprafața celui deja cumpărat. Adică cu toate adunate făcea cam 4600 de metri. Mai rămânea încă mai mult de jumătate de patinoar disponibil, pe care nu avea unde să-l pună. În cele din urmă, tot planul ăsta a fost abandonat. Dacă te gândești că ăsta era planul, cumva, adică să fac un patinoar. Eu cred că planul n-a fost ăsta. Planul a fost să vindem niște lucruri și să încasăm de 1000% în plus bani pe asta. Bun, suntem deci în 2021, obiectele astea n-au fost folosite, nici patinele, nici urcii, nici pinguinii, păcat. Nici patinoarul, nimic, toate stau prin depozite, facturile, cum spuneam, milioane și milioane de lei, bani adunați pe un lanț de intermediari cam dubioși. Economat Sector 5 a achitat deja facturile emise de către Star Pro Center, asta este o firmă abonată la contracte. Da. Uh-huh. Nici presa și Buletin de București și cred că și G4 Media au mai scris despre afacerea asta, au încercat să ia legătura cu cineva
de la aceste instituții, nimeni n-a vrut să dea nicio explicație, n-a dat niciun răspuns. Că presa nu e ca procuratura și nu e ca la parchet. La parchet n-ai încotro, trebuie să mai dai o declarație dacă te cheamă acolo. Noi doar întrebăm. Dacă ne răspunde la telefon, bine. Dacă nu, spunem. Dom'le, noi am întrebat, nu ne-a răspuns. Singura care mai are de plătit ceva facturi în afacerea asta, că are mulți bani s-au decontat, este primăria sectorului 5, care acum că s-a schimbat primarul, refuză să mai plătească ce mai are de plătit, deci va urma, foarte probabil, un proces. Dacă oamenii care trebuie plătiți se simt îndreptățiți să-și încaseze banii. Dacă nu vine niciun proces, e clar că cineva vrea să scape din toată povestea. Și mă gândesc că poate achită pagubele fostul primar, nu? Cine? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.